Câteva mii de pelerini au venit la mănăstirea Hadâmbu din județul Iași în noaptea de înviere. Imediat după miezul nopții, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul așezării monahale din Dealul Mare, a ieșit prin Sfintele Uși Împărătești pentru a oferi lumina credincioșilor veniți din țară și din străinătate la acest moment liturgic. Veniți să primiți lumină! Veniți să primiți lumină! Lumina oferită celor prezenți, aprinsă de pe Sfânta Masă, care simbolizează mormântul Domnului Hristos, a fost din cea care a ajuns din Ierusalim în țara noastră la București și apoi la Iași. Lumina a ajuns în mâinile creștinilor, iar soborul slujitorilor s-a îndreptat apoi spre exteriorul bisericii acoperământul Maicii Domnului, în dangătul clopotelor Măreției Clopotnițe. Aici a fost proclamată învierea și s-a citit Sfânta Evanghelie. A urmat procesiunea cu prapuri și cruci în jurul lăcașului de închinăciune, în timp ce s-a cântat de mai multe ori Hristos a înviat. În fața ușilor bisericii s-a purtat apoi dialogul nopții de înviere, așa cum este rânduiala în această zi. Timp de câteva ceasuri, copiii, tinerii și bătrânii s-au rugat împreună cu părinții mănăstirii, ascultând și cântând împreună cu strana frumoasele cântări din noaptea de înviere. În timp ce pelerinii au primit pâinea sfințită, cunoscută sub denumirea de Paști, părintele stareț Nicodim a adresat câteva gânduri în cel de-al 32-lea an în care săvârșește, în mijlocul Maicii Domnului, Sfintele Slujbe din noaptea de înviere. Programul liturgic s-a încheiat pe strada din fața catedralei Mănăstirii Hadâmbu cu sfințirea ouălor, a cărnurilor și a brânzei. Există pelerini care participă de 32 de ani la înviere în așezarea monahală din schitul Hadâmbului sau care pot număra doar anii în care nu au reușit să ajungă aici în noaptea sfântă. Slujbele frumoase continuă în aceste zile la Mănăstirea Hadâmbu, când cei de departe și cei de aproape vin în acest loc, altădată părăsit și uitat, atât pentru rugăciune, cât și pentru liniște și frumusețe.